Bună dimineața! Peste 55 de milioane de persoane din întreaga lume au fost diagnosticate cu o formă de demență, iar cea mai comună este cea Alzheimer, arată statisticile Organizației Mondiale a Sănătății. În țara noastră existau aproape 300.000 de bolnavi cu demență Alzheimer în 2018, adică în ultimul an în care sunt disponibile date oficiale. Pacienții români au acum acces la un program de diagnosticare precoce cu până la 15 ani înainte de debutul bolii, dar și de tratament care poate stopa sau chiar reversa demența Alzheimer. Aflăm toate detaliile de la medicul Adrian Stănescu, căruia îi mulțumesc. Bună dimineața! Bună dimineața. Așadar, domnule doctor, putem să aflăm cu 15 ani înainte dacă am putea suferi de un Alzheimer, nu? Da, este foarte bine, cum ați spus dumneavoastră. Este vorba de o diagnosticare de tip imagistic, se numește volumetrie de hipocamp și, bineînțeles, și a celorlalte arii corticale, care ne arată nouă cu mult timp înainte de a apărea demența, dacă persoana respectivă va dezvolta această boală. Practic, această atrofie de hipocamp care se observă precoce se poate cuantifica prin acest program. E vorba de un anumit fișier dintr-un RMN obișnuit al creierului, care, introdus într-un soft, ne arată nouă dacă este vorba de o atrofie patologică de hipocamp, aria specifică pentru memoria recentă. Adică pacienți de 45-50 de ani, bineînțeles, pentru că e vorba, de obicei boala se declanșează în jurul vârstei de 70 de ani, uneori mai devreme, uneori mai târziu, depinde dacă e formă cu debut precoce sau tardiv. Și noi cu 15 ani putem începe această evaluare, nu mai spunem dacă pacientul începe deja să aibă niște mici scăpări de memorie, mă refer la memoria de scurtă durată, memoria recentă, sau observă niște scăderi la nivelul limbajului, anomii chiar, sau lapsusuri, atunci el trebuie să se adreseze specialiștilor să facă evaluarea de memorie, o evaluare mai complexă decât cea pentru pacientul care are deja demență, și noi putem pune acest diagnostic precoce, putem face această volumetrie de hipocamp și putem diagnostica și începe terapiile rapid. Din timp. Din timp. Apropo de simptome, în afară de ce ați spus, poate cu toții mă regăsesc și eu, desigur, în faptul că am lapsusuri din când în când, că mai uit lucruri. Ne mai gândim și la alte simptome care să ne ducă cu gândul că am putea suferi de o astfel de boală? Sigur, dar e foarte important să știm chestia asta, că dacă apar chiar și cele mai mici probleme de memorie, o evaluare de acest tip durează 30-45 de minute. Profesorul Del Bredesen, care este preocupat de 20-30 de ani de acest diagnostic precoce în Statele Unite, spune, o numește cognoscopie, cum ar fi colonoscopia după 50 de ani, și practic orice persoană care are un astfel de, o astfel de simptomatologie se poate adresa acestor persoane supra-specializate în deficite cognitive ușoare. De asemenea, pot să apară și dezorientare temporospațială, asta de obicei puțin mai târziu, afectarea funcțiilor executive, mai devreme așa numita acalculie sau discalculie, sau există unele forme în care pot apărea direct tulburări comportamentale, fără tulburări de memorie. Când o persoană tânără de 45-50 de ani își schimbă comportamentul, se poate discuta de un anumit tip de demență, demența frontotemporală, care poate să fie diagnosticată precoce și mult mai devreme de vârsta când ea devine boală. În ce proporție este Alzheimerul genetic? Și în ce proporție? 5% genetic, restul contează foarte mult factorii așa numiți epigenetici, factorii vasculari, obezitatea, hipertensiunea, hipercolesterolemia sau chiar și acest stres care este din ce în ce mai urmărit în toate patologiile, în special cele vasculare, dar și în cancere sau în alte tipuri de boli. Deci managementul stresului este foarte important. Acestea ar fi factorii, să spunem, modificabili. Există factorii ereditari și vârsta, care noi nu le putem influența. Bun, ce facem ca măsură de prevenție? În primul rând, să avem grijă să nu ne stresăm de la vârste fragede. Bineînțeles, asta este. Apoi, ce mai apoi urmează? Alimentația este foarte importantă. Există în cadrul acestui program de prevenție un anumit regim alimentar numit KetoFlex 12-3, care se referă la un consum aproape deloc al dulciurilor fine.
un consum moderat chiar al carbohidraților, chiar dacă sunt mai complexi, adică pâinea și așa mai departe, consumuri reduse, și consumul în cantități mai crescute de uleiuri vegetale, grăsimi monosaturate sau mononesaturate, cum ar fi uleiul de măsline, uleiul de cânepă și așa mai departe. Pe partea aceasta de alimentație, bineînțeles, să nu fim sedentari, să facem exerciții fizice, măcar de 3 ori pe săptămână, dacă nu 5 ori pe săptămână, exerciții moderate, până la 30 de minute. E foarte importantă stimularea cognitivă, deci practic comunicarea, da, deci cogniția socială este foarte, e un domeniu acum în această patologie, și suplimentele alimentare, iar de asemenea se poate face o stimulare cognitivă cu o aparatură, este o tehnologie nouă, revoluționară, stimularea magnetică transcraniană, prin care determinăm noi conexiuni între neuronii restanți și practic acest lucru se numește neuroplasticitate. Pentru că, de fapt, asta este foarte important, să legăm circuite neuronale noi chiar avem anumiți neuroni care au murit. Au murit, da, dar noi de obicei rămân un număr suficient pentru a-i reconecta și a reface funcțiile intelectuale care sunt implicate în boala Alzheimer inițial. Iată că, din nou, este foarte importantă alimentația, pentru că de multe ori noi discutăm aici despre alimentație și despre cât de important este să mâncăm sănătos de la o vârstă tânără, desigur, să nu ne gândim la sănătate numai când îmbătrânim. Tot așa, dacă am avut o viață dezorganizată 30-40 de ani... Niciodată nu e prea târziu, asta putem spune clar. Și este foarte important ca noi să revenim la o greutate ideală, să fim atenți ca alimentele să fie integrale și să nu fie procesate, să nu consumăm prăjeli, să avem o alimentație în general mai redusă caloric, ceea ce este puțin mai greu de realizat, dar prin voință se poate întâmpla și acest lucru. Un tratament nu există până în acest moment, dar putem ameliora simptomele dacă se instalează această boală. Această boală este mai grea pentru cei care sunt alături de noi decât pentru cei care suferă de ea. Așa este. Există un tratament simptomatic de peste 20 de ani. Există de asemenea acum acest program din Statele Unite care ne ajută pe noi prin alimentație, prin exerciții fizice, prin managementul stresului, prin managementul somnului, care este foarte important de asemenea, pentru că în somn se face detoxifierea creierului, prin stimularea cognitivă, așa cum spuneam, și bineînțeles toate acestea ținute foarte riguros duc la rezultate care sunt profesor de Bredesen în cartea sa Sfârșitul Alzheimerului, chiar spune că poate stopa sau chiar inversa deficitul cognitiv, și are deja 1000 de astfel de pacienți care au ținut foarte riguros regimul și n-au mai evoluat către boala Alzheimer, deficite cognitive care de obicei, conform altui neurolog, profesorul Peterson, 10-14% în fiecare an s-ar transforma în demență Alzheimer. Deci, practic, este un program de mare succes în Statele Unite și care se introduce și în România. Sper să fie și la noi de succes. În încheiere, foarte multă lume confundă aceste uitări, această boală a uitării cu îmbătrânitul. Care ar fi primele semne scurt așa din partea familiei atunci când văd la bunici, de exemplu, sau chiar la părinți ceva diferit, și să nu ne gândim doar asta e îmbătrânit. Există îmbătrânirea fiziologică a creierului și uitarea face parte din această îmbătrânire fiziologică, dar dacă pacientul este evaluat de specialiști, noi putem spune la acest moment ce este patologic și ce este ceva care aparține îmbătrânirii. Apoi facem ceea ce v-am povestit, diagnosticarea aceasta care ne arată 100% dacă este patologic, volumetria de arii corticale, volumetria de hipocamp, și mergem mai departe cu terapiile. Deci se pot face lucruri în orice moment în care important e că există soluții și că putem să ne prezentăm la medic ca să nu ajungem, desigur, la această boală. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări. Și este important să conștientizăm și că educarea populației asupra simptomelor din faza incipientă, reducerea stigmei asociate a acestui diagnostic și adresarea timpurie la medicul specialist, neurolog, geriatru sau medicul psihiatru au un rol în managementul optim al demenței Alzheimer. Mai multe detalii găsiți și pe pagina noastră de Instagram sau pe pagina de Facebook Sfat de Sănătate, iar până data viitoare, sănătate multă!